Deși mai sunt doar 2 săptămâni până la începerea anului școlar, părinții nu se prea înghesuie să cumpere rechizite școlare. Important de știut este că, deși a crescut TVA-ul, se mai pot găsi rechizite la prețul de anul trecut. Rafturile magazinelor sunt pline cu rechizite școlare care își așteaptă cumpărătorii, însă părinții par să amâne cumpărăturile până în ultimul moment, deși prețurile rechizitelor nu au crescut anul acesta. La noi, de exemplu, s-au menținut prețurile de anul trecut, deci tot același prețuri, la caiete, pixuri, la orice, la ghiozdane, la tot, bine, acum e altă varietate de marfă și la ghiozdane, la toate, dar eu spun că avem pentru toate buzunarele. Ghiozdanele încep de la 15 lei și ajung undeva la 150 de lei. Un penar iarăși, să zic, de la 5-6 lei neechipat la vreo 20 de lei neechipat, iar echipate, să zic, de la un 15 lei la 38-39 de lei. Creioanele colorate, blocul de desen, plastilina mai costă și acestea încă 30 de lei. Uniforma și echipamentul pentru orele de sport mai scot părinților din buzunar cel puțin 200 de lei.